Hola amigos! Welcome back! Bine ați venit sau revenit aici pe canal, eu sunt Teo, gazda voastră din fiecare marți la ora 19 și videoclipul de astăzi îmi oferă palpitații și deja am făcut de 3 ori acest intro, pentru că mă tot bâlbâi, sper să iasă măcar data aceasta. Vorbim astăzi despre Rodica Ojoc Brașoveanu, autoarea pe care voi ați ales-o în acel pool pe care l-am făcut în tabul de community de pe YouTube. Ați ales-o cu 60% dintre voturi, comparativ cu Agatha Christie, care a fost pe locul 2 cu 40% dintre voturi. Eu vreau să le fac pe ambele la un moment dat, însă vreau să văd cu ce ați vrea voi să încep. Și o să folosesc acel tab de community pentru mai multe întrebări legate de videouri pe care o să le fac în viitor, așa că în cazul în care vreți să aveți o contribuție directă la aceste videoclipuri, intrați pe acolo din când în când ca să vedeți dacă mai pus sau nu vreo întrebare pentru voi. Sincer, mi se pare că abia în ultimul timp, cumva, toată lumea a început să vorbească despre Rodica și eu sunt în aceeași categorie cu voi, am auzit de ea abia acum câțiva ani și i-am dat o șansă printr-o carte de povestiri la început. Eu undeva pe aici prin cutii n-am găsit-o. O să pun o poză. Dar era o carte de povestiri, grasă și proastă, cred că se numea, cu niște povești foarte frumoase și foarte, nu știu, autentice, aș vrea să zic, pentru noi ca popor. Și povești cu care, cu siguranță, rezonați sau rezonează foarte multă lume datorită faptului că sunt atât de reale cumva. Adică e ca și cum îți povestește o vecină de acele povești și le trăiești altfel. Și după ce am văzut că mi-a plăcut cartea de povestiri, am să trec și la genul ei de suflet și genul care și mie îmi place foarte mult, și anume acel polițist, prin care ea s-a remarcat, fiind supranumită chiar Agatha Christie de România, care, din punctul meu de vedere, este într-adevăr o comparație care flatează, însă mi se pare un pic diferit. Genul în care scriau ele, într-adevăr, erau romane polițiste și într-o parte și în alta. Adevărat. Dar dacă ne uităm un pic mai adânc în subiect, să zicem așa, vedem că sunt niște diferențe, pentru că Agatha Christie scrie romane polițiste de tip enigmă, de tip ghicitoare, afli indicii după indicii după indicii și la final se dezvolie întreaga poveste, în timp ce la Rodica Ojoc Brașoveanu toate aceste ghicitoare indicii sunt toate puse sub o umbrelă a poveștii, toate sunt integrate cumva frumos cu o poveste acolo, adică nu sunt doar aruncate indicii cu indicii și nu există doar un singur moment în care se dezvolie ceva, se dezvolie și treptat. Sunt un pic mai complex contrate din punctul meu de vedere și personajele sunt un pic mai bine caracterizate, dar la fel, asta este o părere subiectivă. Oricum ar fi, Agatha Christie de România este un compliment cu siguranță pentru ea. Și acum să începem cu povestea vieții ei, să vedem unde s-a născut, cum s-a născut și care sunt pașii prin care a trecut în această viață. Trebuie să recunosc că cu cât aflam mai multe lucruri, cu atât mi se părea o persoană mai interesantă și cu mai multe straturi și o persoană foarte complexă, foarte cu bun gust, cu foarte mare simț al umorului. Asta știm și din cărți, dar se vede și când o auzi vorbind sau când îi citești ceva ce scrie. În principiu am folosit internetul ca să aflu aceste informații, adică Wikipedia, articole pe care le-a dat ea, interviuri pe care le-a dat anumite publicații și chiar și interviul pe care l-a dat pe YouTube către o emisiune. A fost unul singur pe care am putut să-l văd astfel încât să aud efectiv cum e vocea ei, să aud cuvintele pe care le folosește. Am luat lângă mine laptopul, așa că dacă o să mă uit în jos, să știți de ce, pentru că sunt foarte multe informații și nu, adică le-am citit de vreo câteva ori, dar să fim sinceri că o să mă încurc oricum, adică am nevoie să văd aici în față toate aceste detalii ca să pot să vi le redau cât mai corect. Așa că să începem. În primul rând, numele ei complet era Angela Rodica Ojoc Brașoveanu. Probabil că nu multe lume știa asta, nici eu nu știa, mi se pare un nume foarte frumos, Angela. S-a născut pe data de 28 august, o dată la care s-au mai născut și alți mari scriitori, cum ar fi Goethe sau Tolstoi, dar când anul 1939, în București, iar după 63 de ani, moare pe 2 septembrie 2002, tot în București. A copilărit pe lângă tribunalul din București, într-un bloc, de pe lângă podul Izvor, având ca mamă Ana Ojoc, care era profesoară, și Victor Ojoc, care era avocat. Și după profesiile pe care le aveau părinții, cumva ne gândim că a fost o persoană care a avut o copilărie frumoasă, o persoană cu o situație financiară bună, prosperă, astfel încât să aibă o copilărie fără niciun fel de probleme, însă nu a fost chiar așa. De la tatăl ei a zis că a preluat pragmatismul și scopurile mărețe, iar de la mama sa a preluat bunul gust și cel mai important a zis să nu fie banală, să fie originală, să nu facă parte din turmă, să fie mereu undeva peste ceilalți.
Așa cum ziceam, nu a avut chiar cea mai ușoară copilărie, pentru că în perioada comunismului, tatăl său a fost arestat de mai multe ori pentru că a fost deputat liberal. Aveau loc percheziții și își pierduse la un moment dat locul de muncă, prin urmare nu mai avea acea cartelă cu care se produceau, cu care se cumpărau alimente. Așa că, practic, nemai având cartela respectivă, reușea să-și ducă traiul în funcție de ceea ce reușeau să vindă din casă. Practic, ele vindeau anumite obiecte pe care le aveau în casă, astfel încât să poată să trăiască, să poată să mănânce, să cumpere ceva. Au avut o perioadă în care erau chiar destul de săraci. După terminarea liceului, a dat la Facultatea de Drept din București, pentru că dorea să-și urmeze pașii tatălui său, dorea să fie și ea avocat în final. Însă, la 17 ani, îi se taie aripile complet, pentru că este arestată și exmatriculată din toate facultățile din țară pe motiv că, sub acuzația de solidarizare cu susținătorii revoltei populare anticomunisme din Budapesta. A fost atunci un eveniment și a fost prinsă cumva fără să participe efectiv acolo, suficient însă cât să fie arestată și exmatriculată din toate facultățile din țară. Prin urmare, se căsătorește destul de repede cu dragostea, cu prima ei dragoste de la 16 ani, un neamț din Timișoara, care era foarte bogat și avea chiar și un palat cu adevărat, adică era foarte... avea o stație financiară brusc foarte, foarte bună, însă, spune ea, nu se înțelegeau și nu a reușit să funcționeze până la urmă această relație, pentru că el nu își dorea ca ea să facă carieră, iar ea era foarte setată pe asta. În tot acest timp în care ea este căsătorită, face cereri către Ministerul Învățământului pentru a fi rematriculată și să se poată să meargă în continuare la facultate. Și, într-un final, primește un răspuns în care zice că, da, ok, dar sunt niște condiții. Condiția era să fie reabilitată. Ce însemna asta? Reabilitarea asta însemna că trebuia să lucreze un an întreg într-o fabrică ca muncitoare necalificată. Și nu doar atât că să lucreze un an în fabrică, nu, trebuia să ajungă și fruntașă de producție. Adică trebuia să evolueze cumva, să o recunoască, să-i recunoască meritele cineva din acea fabrică. În urmare, aici intervine divorțul la 20 de ani, când ea își dorește foarte mult să meargă pe această cale, să se angajeze, să se reabiliteze și în final să fie rematriculată la facultate. Soțul, evident, având foarte mulți bani, nu își dorea ca ea să lucreze ca muncitoare necalificată într-o fabrică. Urmează divorțul, iar la 20 de ani, ea are primul job. A fost foarte hotărâtă din punctul ăsta de vedere. Mi se pare că a fost foarte îndrăsneață, foarte ambițioasă, că a avut foarte mare încredere în propriile sale puteri, pentru că a făcut asta, a divorțat ca să meargă, să lucreze, să învețe, practic. Adică în ziua de astăzi, oamenii chiulesc de la facultate, nu merg la curs, mai departe, ea a divorțat și a lucrat un an întreg într-o fabrică, camitoare necalificată, doar ca să ajungă, să aibă oportunitatea de a învăța în continuare. Și mi se pare un exemplu de urmat și mai ales când vorbim de scopuri măriți, așa cum a zis că a preluat asta de la tatăl său. După anul petrecut în fabrică, unde într-adevăr muncește și ajunge fruntaș în producție, deci așa a făcut partea de treabă, ca să zic așa, Ministerul Învățământului însă nu prea și-a făcut-o, adică nu au rematriculat-o așa cum și-a dorit ea, însă i-au dat o posibilitate, i-au dat oportunitatea sau ocazia, nu știu cum să zic, să se reînscrie iarăși la examenul de admitere, adică să participe iarăși, să se înscrie iarăși la examenul de admitere, ceea ce face, merge la Facultatea de Drept din Iași data aceasta, se înscrie acolo, este admisă la facultate, așa că a reușit să facă asta, așa cum și-a dorit întotdeauna, a ajuns să fie în final studenta Facultății de Drept din Iași și a și terminat facultatea, iar la scurt timp după asta s-a căsătorit cu Cosma Brașoveanu, după care știm și numele, cu care spune ea că a avut un mariaj minunat 18 ani de zile. După căsătorie, ea într-adevăr ajunge să intre în avocatură, deci lucrează în domeniul pentru care a învățat, așa cum a făcut și tatăl său, însă ea știa că poate să și scrie, știa că are talent pentru asta, a cochetat un pic cu niște reviste, își dorea să le trimită niște texte, însă din cauza trecutului ei, cu arestarea respectivă, cu exmatricularea, nu prea avea șanse în direcția respectivă. De asemenea, era frică să scrie cărți care să fie de duzină, să fie aruncate acolo într-un colț pe etajeră peste câțiva ani. Însă, și aici mi se pare foarte, foarte frumos, soțul ei a convins-o, spunându-i următoarele. Uite, dacă scrii 5 pagini până vinte la spectacol, te scot la bar. Și cu asta m-a agățat. Scriam de rupeam masa. Pe mine mă tenta barul la vremea aceea. De aceea m-am apucat de scris, pentru că unul din visurile mele era să fiu cântăreață și dansatoare la bar.
Ador și acum viața de noapte, dar din păcate nu mi-o mai pot permite. Asta spunea ea într-un interviu pe care a dat unei reviste. Mi s-a părut superbă. Vedeți doar din cum vorbește, vă dați seama de cât de mult umor avea și ce persoană deosebită era. În urmare, în anul 1969, debutează în literatură cu un scenariu pentru televiziune, Crimă din Cismigiu. N-am văzut sincer filmul respectiv, dar m-am gândit să-l caut acum, dacă tot știu mai multe informații. Iar la 2 ani mai târziu apare și cartea, prima e carte Moartea semnează indescifrabil. Iar dacă vă întrebați de ce a ales genul polițist în mare, e bine, ea spune că alegerea genului, romanele polițiste, au venit tot de la soțul ei, care a spus că pentru a avea un succes rapid, ar trebui să meargă în zona aceasta și așa a și făcut. A predat manuscrisul cărții Moartea semnează indescifrabil unei edituri și ar fi trebuit să primească răspunsul în vreo 6 luni de zile, maxim 6 luni de zile. Însă l-a primit în 2 săptămâni. Atât de bun a fost. Și apoi au curs comenzile și după 7 ani de practică la birou, la biroul de avocatură, practic, a renunțat și s-a dedicat doar trup și suflet, doar scriiturii și doar cărților sale. Ceea ce mi se pare foarte frumos când știi cu adevărat ceea ce vrei și când ai și acea susținere, acel mic imbolt, uite cât de multe lucruri se pot schimba pentru viața ta, dacă doar crezi un pic în tine și ai și oamenii care potrivit, care îți creadă în tine. Chiar mi se pare povestea asta, așa cumva povestea vieții, mi se pare foarte interesantă și ca un bun model de luat mai departe. Așa cum am menționat, a avut parte de 18 ani de mariaj minunat de soțul ei, iar cu o noapte înainte de moartea acestuia, ei doi au fost la Casa Scriitorilor, unde aveau o masă rezervată doar pentru ei, când cumva, incredibil sau chiar poate premonitoriu, au început să rememoreze amintirile pe care le aveau, viața pe care au trăit-o împreună și chiar au fost întrebați în seara respectivă de ce râdeți, de ce vă bucurați, ce sărbătoriți și ei au spus viața. Iar a doua zi, la doar 46 de ani, Cosma Brașoveanu a suferit al 5-lea infarct și a murit. A fost un moment destul de tragic pentru ea, având parte de acest mariaj minunat, a rămas singură apoi, iar mai târziu, în martie 2002, Rodica a fost diagnosticată cu grave afecțiuni la inimă și plămâni, urmând ca pe 2 septembrie să moară și ea la vârsta de 63 de ani. Cam astea au fost lucrurile despre viața ei în sine, însă mai am și câteva pasaje pe care vreau să le citesc pentru voi, din cele pe care ea le-a spus despre personajele ei, despre cum era ea ca om. Am și câteva păreri care au fost, sau lucruri așa aleatorii despre ea, pe care mi s-ar părea drăguț să le adaug aici pentru un plus de culoare personalității, să zicem așa. Ca orice persoană, avea și ea modelele ei, autorii la care râvnea, să zicem așa, autorii pe care îi stima, printre care Edgar Wallace, de la care știu că am citit și eu ceva, o carticică foarte mică, Fantoma, nu știu cum. Mai apoi George Simon, de la care la fel știu că am scris ceva și mi se pare că v-am și arătat cartea respectivă într-un vlog. Carl May, de la care n-am auzit nimic. Iar dintre autorii români, avem Teodor Constantin și Haralam Zinga, la fel. Autor despre care eu nici măcar nu am auzit, rușine mie, și nu citesc nimic de la ei. Și cumva acum, prin prisma faptului că ea a vorbit despre ei și ea se uita la ei ca și cum ar fi niște repere, parcă și-aș vrea să citesc ceva scris de mâna lor. Și că veni vorba de scris, știți că ea nu a scris niciodată la laptop, mereu a scris la mașina de scris, toate romanele ei așa au fost scris la mașina de scris. Nici televizor n-a avut până în momentul Revoluției, pentru că zicea că tot se ducea la vecina de deasupra ca să vadă ce se întâmplă în București, la universitate, în timpul Revoluției și, prin urmare, după aia și-a lăsat televizor. Ei s-ar fi părut ideal, era toată viața să fie trăită într-un hotel de lux. Cine nu și-ar dori asta? De asemenea, știm că avea niște expresii foarte, foarte jucăușe pe care nu toată lumea le înțelege sau poate le înțelege de la început, cumva, cum ar fi, spre exemplu, pietrel crăcănat, care nu cred că vă duce cu gândul la nimic, însă, de fapt, să știți că este vorba despre Alcuri de Triumf. Deci, în cazul în care citiți cărți de ale ei și vedeți pe undeva replica pietrel crăcănat, să știți că se referă la Alcul de Triumf. A fost la un moment dat întrebată cum îi vin ideile și una dintre idei ne-a și ratat așa pe scurt cum mi-a venit ideea, dar foarte aleator, adică nu erau gândite, pur și simplu erau în anumite locuri și îi veneau anumite idei. Spre exemplu, și acum o să fiu un pic de spoiler, dar vi-l dau pentru că e legat de ea și mi se pare chiar interesant cum poți să devină o idee genială de atât, dintre atât. Era la dentist, își făcea o plombă și în momentul în care stă acolo frumos pe scaunul dentist, l-a gândit: acest dentist ar putea să mă omoare, pentru că ar putea să-mi pune niște cianură în plomba respectivă și eu mă duc acasă și ea o să se
o să se spargă peste câteva zile, el nu o să fie niciunde pe aproape și practic m-a omorât fără să fie nicicum tras la răspundere. Ceea ce înseamnă crima perfectă. Iar bucățica asta chiar apare în prima carte din seria cu Melania Lupu, în romanul Cianură pentru un surâs. E o idee superbă venită așa, instant, fiind doar la dentist. Mi se pare sublim. Iar dacă ne referim la personaje, avem aici un citat, un fragmentel zis de ea, care mi-a plăcut foarte mult și am spus că vi-l zic și vouă. Personajele mele sunt de obicei mixturi între persoane reale, cunoscute de mine, și cele create de imaginația mea. Am avut chiar experiențe nefericite cu prieteni care s-au recunoscut în personajele mele, vorbesc de cele negative. Altfel, le place să se recunoască în situațiile ușor picante, nostime, inteligente, dar chiar mici excroci, dar nu că e meschin, că e zgârcit, că e ticălos sau că e rău. De obicei, plec de la personaje. Mă gândesc despre cine am eu chef să scriu astăzi și îmi fac o listă cu măcar 6 personaje de bază pe care le știu foarte bine. Cu ei plec la drum. Dar vin pe parcurs altele care, deși episodice, dovedesc o importanță deosebită. Am subiectul aproape în întregime fixat în minte dinainte, pentru cel puțin o treime din carte. Și cam știu unde vreau să ajung. Am un fir roșu, conductor, altfel pot să bați câmpii cu grație. În ciuda unei memorii slabe, de Dumnezeu dă cu o mână și ia cu alta, am o putere de concentrare foarte mare. Reușesc să mă rup de toate problemele, de toată atmosfera din jur. Mi se pare superb modul în care vorbește, modul în care se raportează, modul în care e atât de serios cumva faptul că nu își dorește să bată câmpii cu grație, să scrie o carte doar ca să umple pagini acolo și dacă ați văzut cărțile ei, nu sunt niciuna foarte voluminoase. Are deja firul narrativ, știe unde vrea să ajungă, cu ăsta pornește la drum, mi se pare superb. De asemenea, mergând pe același fir narrativ, să știți că ea chiar a fost o profesionistă și făcea treaba cu foarte mare disciplină, era concentrată, asumată și era o plăcere să lucrez cu ea. Asta ne spune chiar Valentin Nicolau, care era editorul cărților sale. Ne spune mai multe lucruri, printre care să vă citesc câteva. Imaginați-vă pe distinsa doamnă sculându-se în fiecare dimineață la ora 5, făcându-și o cană mare de cafea tare pentru a se așeza cel târziu la 6 în fața mașinii de scris. Până la 9:10 umplea o scrumieră. Când se oprea din scris, manuscrisul tocmai ce crescuse cu câteva pagini. Și asta zi de zi, un mare profesionist al scrisului. Ca editor mi-aș dori să mai am șansa să pot lua cu cineva asemenea doamnei Brașoveanu. Pentru mine, Rodica Ojoc Brașoveanu este singurul scriitor român profesionist pe care l-am cunoscut. În alte prejurări istorice și culturale, cărțile ei ar fi avut un destin internațional. De asemenea, ne mai spune Valentin Nicolau ca un fel de amintire plăcută, zice în felul următor. O amintire de neșters este cea a escapadelor nocturne împreună cu Agatha Christie a României. Am ieșit în câteva rânduri seara târziu în barul să căutăm personaje. Vânătoarea de situații și chipuri pentru întâmplările ce urmau să fie scrise. Avea o poftă enormă de a ști, de a înțelege cum se schimbă lumea. Se străduia să fie contemporană cu viața de dincolo de zidurile care o ascundeau. Am avut privilegiul de a o însoți în câteva expediții de jefuire a realității pentru sporirea ficțiunii. Asta fiind ceva ce chiar și ea a declarat, că îi plăcea foarte mult să meargă în baruri și în cârciume, astfel încât să găsească personaje, să le vadă, să văd cum funcționează. Pentru că, de asemenea, dacă ați citit cărțile ei, o să vedeți ce fel de personaje sunt acolo. Adică sunt niște personaje pe care, acum că mă gândesc, da, le găsești în astfel de locuri, le găsești cât mai colorate cumva fiecare, cu niște personalități diferite, complexe, cu niște tipologii foarte, foarte diferite și cumva asta mi se pare că dă savoarea, gustul operelor sale. De asemenea, ea era o persoană foarte dezordonată, cheltuia foarte, foarte mult, însă era și o persoană foarte optimistă. Chiar ea declară, sunt un om care știe să ia bucuria de la viață, să savoreze momentul. Adică mie nu-mi trebuie să ningă azi ca să-mi dau seama că ieri a fost frumos. De tânără și până mai încoace mi se întâmpla să mă trezesc dimineața fericită numai pentru faptul că exist. Sunt o fire optimistă. Astea cu toate ar trebui să fie cumva niște lecții de viață pentru noi, cel puțin eu așa le iau și cu atât mai mult mi se pare că le-aș citesc și mai mult din cărțile ei acum când știu toată povestea asta. Și în final ce aș putea să vă mai zic că ar fi doar ceea ce a scris ea, ca să aveți și o idee completă despre toate operele pe care le-a scris. Avem așadar cea mai dragă publicului larg, seria cu Melania Lupu, sunt 6 cărți pe care le-am citit și eu,
Știți că am terminat recent seria și mi-a plăcut foarte mult, așa că o recomand cu drag. Mai este o carte istorică, Logofătul Andronic. Este o carte pe care a scris-o cumva și din cauza contextului trebuia să scrie și ceva istoric pe vremea respectivă, astfel încât să o lase să mai scrie și altceva pe lângă. Așa că avem și o carte istorică. Avem o piesă de teatru și trei povestiri, dintre care una e cea pe care am citit-o eu, Grasă și proastă, mai are una legată de bărbați, nu mai știu cum se numește, iar a treia nu știu despre ce este, sincer, o să o caut. De asemenea, am mai scris și o serie de spionaj, în care personajul principal este Minerva Tutovan, care este inspirat de propria profesoară de matematică, o femeie atipică, extrem de inteligentă, dar foarte puțin atractivă și cu un incredibil spirit de observație, care se simte foarte bine în propria piele. Această Minerva apare la un moment dat într-una din cărțile cu Melania Lupu, nu mai știu exact în care, cred că 5 sau 6, dar apare undeva, o vedem și mi-aduc aminte că cam așa este descrisă în acea carte. În total ar fi cam 38 de cărți scrise pe perioada vieții sale. Nu am eu cuvinte suficiente să-i laud ei munca și să spun cât de recunoscutare cumva sunt pentru faptul că am mai prins un interviu cu ea, pentru faptul că am putut să citesc această poveste și pot să vă transmit și vouă. Mi se pare într-adevăr o persoană importantă în cultura noastră ca români și așa cum a zis și titlul său, chiar cred că dacă era alt context sau dacă era în altă țară, romanele ei cu siguranță ar fi ajuns cunoscute internațional și nu doar de noi, dar măcar și de noi să fie cunoscute în continuare, să fie citite în continuare, mi se par foarte, foarte importante. Cam asta a fost videoclipul de astăzi, sper că ați aflat lucruri noi, sper că v-a plăcut, sper că am reușit să ating subiectele importante din viața sa, sper că v-am făcut curioși poate să alegeți data viitoare o carte de-a ei și o citiți, să-i dați o șansă. Îmi spuneți dacă știți voi ceva poate despre ea pe care eu nu am aflat, vorbim în comentarii, îmi spuneți cum vi se pare, îmi spuneți la fel, puteți să spuneți în comentarii ce alți autori ați vrea să mai apară aici, despre care vreți să mai vorbesc. Evident, cumva ar trebui să fi citit și eu niște cărți de la persoana respectivă, astfel încât să am așa o relație, să pot să vorbesc altfel despre personajul respectiv, despre autorul respectiv, însă sunt deschisă la orice fel de propuneri, deci puteți să-mi lăsați acolo și dacă vreți pe Agatha Christie în continuare putem să facem cumva această serie de autor sub lupă pe care am început-o cu Dan Brown. Mi-am dat seama că n-am continuat-o deloc și cumva mi-a părut rău și astăzi am revenit în forță cu Rodica Oșor Brașoveanu. Și dacă faceți un băiat, fată, băiat, fată, poate luna viitoare, dacă vreți și voi, vin la voi cu un alt autor. Mulțumesc mult dacă ați rămas cu mine până la final. Sper că v-a plăcut și că ați găsit aceste informații utile, iar noi ne revedem marțea viitoare. Până atunci, lectură plăcută! Bye, bye!